din când în când, diversi specialiști, economiști, scriu pentru femei câte un articol foarte dur împotriva chiar a politicilor femei. Am avut după criză câteva rapoarte distrugătoare produse, plătite de femei, de la diversi specialiști care au criticat teribil politicile impuse de femei. Această tensiune din interiorul femeii nu se vede și în România. La noi femei e un fel de maica precistă, toată lumea se închină și execută. Nu știu de ce, avem câțiva economiști care critică fiind aceste politici, înțeleg să facă ceva mai complex treaba, dar avem foarte mulți, cum să le zic, propagandiști economiști, adică niște oameni care, de fapt, nu gândesc, doar repetă două, trei fraze de pe un pliant. Vă mai prezint un astfel de studiu, comandat și publicat recent de femei, scris de Valerie Sera și Sveta Saxena, și e aici o altă concluzie. Bine, unii economiști mai heterodoxi ar râde puțin ironic, pentru că îi spun de mult asta. Ce e interesant la acest studiu e că sunt foarte multe date clare, adică sunt rezultatele unei munci extrem de precise și ele contestă una dintre mantrele acestor propagandiști de care vorbeam mai devreme, și anume dezvoltarea prin cicluri a economiei. Cu alte cuvinte, această dezvoltare merge așa. Avem o criză, dar după aia ne revenim fix în punctul ăla și mai și creștem un pic. Nu e așa, spun autorii. După fiecare criză avem pierderi de nerecuperat. Fie în zona de welfare state, în zona plasei sociale, în zona producției, sunt lucruri care nu se mai recuperează și atunci propunerea lor e să fim atenți la felul în care măsurăm aceste crize, la felul în care măsurăm recuperarea de după criză, că ne entuziasmăm la niște procente de creștere care sunt de fapt insuficientă recuperare. Deci, da, FMI produce și astfel de studii. Eu zic să le citiți. Dacă vreți să fiți critici cu FMI, o puteți face chiar cu instrumentele propuse de FMI. Bineînțeles că ei nu-și asumă la vârf aceste studii, dar măcar le publică și putem noi avea un material în plus pentru critică.